responsabilității noastre. Deci, astăzi a fost momentul constituirii Comitetului Executiv Local al Partidului Național Liberal. Un comitet executiv format din 23 de membri conform statutului Partidului Național Liberal la nivel central. 23 de membri care astăzi au fost validați și care vor conduce, începând de astăzi, conducerea organizației locale. Am să vă dau și citire, o să primiți și câte un exemplar din această listă. Cei 23 de membri sunt după următoarea formulă de lucru: Ștefănie Tudor și Feleseu Călin, copreședinți; Ștefănie Tudor, Feleseu Călin, Feleseu Cristian, Giorgiu Nicolae, Costea Constantin, Rigman Ciprian, Băgătar Corina, Pintilie Andrei, Cordiș Lucian, Băginean Elena, Iurian Nitorița, Bucnar Fiorin, Gloria Daniela, Murea Sebastian, Cucu Sever, Miron Venus, Cățănaș Paul, Bătinaș Ramona, Rus Virginia, Iurian Emil, Bulgaria Bogdan, Floria Solin, Pop Dănuț. Aceștia sunt cei 23 care formează. Pop Dănuț este vorba de directorul de la Argilom. Bulgaria, îl știți, este directorul de la Asamons. Turdeam Emil, îl știți, pe celanții cunoașteți în activitatea de zicuri. Supleanți Boris Iușan, Luca Dinu, Mihășan Ioan și Tăbărcean Radu. Este o formulă de lucru care eu cred că ne asigură posibilitatea de a ne ieși în evidență perioada următoare ca și activitate politică și de a ne impune din punctul de vedere organizatoric și cu propunerile pentru program politic. În special, obiectivul este 2016. Ceea ce înseamnă că în 2016 noi am stabilit astăzi ca și obiectiv câștigarea alegerilor locale, respectiv funcția de primar, funcția de viceprimar și 10 consilieri. Acesta este obiectivul PNL-ului pentru 2016. Ce privește candidaturile pentru funcția de primar, se vor depune până la sfârșitul acestui an cei care doresc. Menționez că astăzi fac pentru prima dată această mărturisire, nu vor mai candida în 2016, dar PNL-ul va câștiga alegerile locale. Avem variante foarte bune și sunt convins de acest lucru. Ceea ce înseamnă că în maxim 2 luni de zile vom avea un program electoral care să fie dezbătut în cadrul municipiului Turda cu populația și cu cei interesați. Un proiect care să se adreseze nevoilor municipiului Turda pentru a găsi soluții la multitudinea de probleme care mai trebuie să rezolvate. Vom întineri foarte mult organizația și o să avem probabil o propunere pentru Turda care în mod sigur va fi validată prin vot în mod masiv. Din punctul nostru de vedere vom avea o campanie decentă, cu respectarea tuturor adversarilor. Singurul nostru scop va rămâne acela de a găsi soluții pentru problemele cu care se confruntă Turda și pentru rezolvarea problemelor socio-economice a municipiului și nici de cum alte modalități de a ieși în evidență. Nici astăzi și niciodată n-am fost de acord cu modalitățile brutale care s-au desfășurat în campaniile electorale sau în afara campaniilor electorale. Suntem dispuși să discutăm orice variante pe care noi o propunem pentru Turda. În același timp suntem dispuși să fim criticați, dar în același timp ne dorim ca informațiile pe care le primim urmarea dezbaterilor în cadrul municipiului Turda să creioneze până la începutul lunii ianuarie un program electoral pentru campania din iunie 2016.
La nivelul organizației noastre au fost realizate și 4 comisii de specialitate pe domenii de activitate. Fiecare comisie de specialitate își va aduce contribuția la acest program și în același timp noi suntem și responsabili pentru activitatea organizațiilor din 11 localități din raza Cipului Sula, respectiv arondate organizației noastre ca și responsabilitate. Aici mă refer la Iton, Bălișoara, Călăraș, Iara, Mieritează, Moldovenești, Petrești de Jos, Prostor, Sândulești, Tureni și Valea Ierii. Ceea ce înseamnă că până în 25 din această lună, toate organizațiile vor trebui să aibă constituite comitetele executive de conducere locală și în același timp o reevidențiere a tuturor membrilor organizației Partidului Național Liberal cu semnarea de noi adeziuni și 2 cereri de înscriere în noua formulă de lucru a Partidului Național Liberal. Asupra acestei evidențe și rezultatul evidenței o să vă ținem la curent la momentul de după 25 din această lună, când o să avem o evidență clară a ceea ce astăzi reprezintă ca și activ de partid organizația municipală Turul. Călin, te rog. Da, aș vrea să fac câteva remarci pe marginea lucrurilor pe care le-a amintit cu președinte și să certific întru totul ceea ce a afirmat linia sa și să vă informez asupra faptului că noi am ținut în mod special, atunci când am constituit comisiile de specialitate, să fie cât mai echilibrate cu putință și în componența acestor comisii de specialitate să fie incluși cu adevărat oameni responsabili, dar mai ales profesioniști din domeniile respective și spre satisfacția noastră avem profesioniști atât în educație, în cultură, în administrația publică, în politici economice, etc. De-alminte, aceste comisii de specialitate vor avea un scop bine definit. Acela de a vedea pulsul comunității locale, pe de o parte, iar pe de altă parte, responsabilizarea membrilor noștri partid să fie cât mai activ ca membrii, sau mă rog, ca locuitori ai cetății, să se implice cât mai activ în problemele cetății și să facă mai multe activități în care să concentreze nu numai activul de partid, dar mai ales să concentreze cetățenii. Și vreau să vă informez pe această cale că ceea ce am început în urmă cu câteva săptămâni vis-a-vis de anumite probleme culturale la care știți foarte bine că ați participat și domniile noastre și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vreau să vă spun că în momentul în care va fi acea săptămână școala altfel, am primit acum certitudinea că vor participa, o să văd locul unde, eu vreau să fie cât mai mulți elevi, mai ales din ciclul gimnazial și poate chiar primar. Voi invita doi profesori de pictură, ebru, o pictură tradițională otomană, pictură papă este. Voi invita acești profesori de pictură să facă niște lecții demonstrative și să copteze cât mai mult copii la școala altfel, pentru că anul trecut am avut un succes extraordinar, am făcut acest lucru la Cluj, e adevărat, în cadrul unui, fiind invitați de un mare magazin, pot să vii și spun fără, că nu e niciun secret. Și vreau să vă spun că au participat peste 500 de copii. Și dacă ar fi ținut 4 zile am fi avut succesul scontat. Și de asemenea, m-a mai venit și un maestru profetar, tot din Turcia, specializat în poetaje și mai ales în baclavare, cu demonstrații
dar sper pentru deliciul tuturor și cu degustări. Deci ce vreau să vă spun și cu asta să închei, că prin aceste comisii de specialitate vom încerca să ne implicăm cât mai concret în activitățile cetății, în așa fel încât să fim cât mai vizibili față de concetățenii noștri și să arătăm că tot ceea ce facem este pentru binele cetății și pentru asta ne oferim exemplul personal. Estimați colegi, intrăm în linia dreaptă pentru o activitate politică care să ne aducă succes. Ne vom organiza în așa fel încât să ne atingem obiectivul pe care vi l-am spus înainte. Și sunt convins că această organizație existentă la nivelul municipiului Turda are suficiente resurse pentru a ne atinge acest obiectiv politic. O facem pentru a continua proiecte, pentru a găsi soluții pentru Turda și nu o facem doar pentru a găsi modalitatea de obținerea unor funcții administrative, ci pur și simplu pentru a găsi soluții pentru fiecare cetățean turdean și pentru comunitatea turdeană. În ce ne privește în acest moment, putem anunța și următorul lucru. Vom avea cel puțin două conferințe de presă lunar pe diverse teme pe care noi le vom gândi. Vom lucra cu instrumentele pe care le știți, comunicate de presă, atât din partea organizației mari care biroul Comitetului Executiv, cât și din partea organizațiilor de tineret, pensionari și femei. Când vom avea și formula de lucru pe celelalte organizații, o să vă comunicăm și despre acest lucru. Dacă din ce l-ați colegi, mai doriți să faceți precizări? Dacă nu... Domnule Ștefanie, ați spus la începutul acestei conferințe de presă că nu mai vizați funcția de primar. Da. De ce? Pur și simplu pentru că e nevoie de o schimbare la nivelul administrației publice locale astăzi. Eu o să privesc 20 de ani de activitate administrativă. Cred că este nevoie de implicarea altor generații și cred că există la nivelul municipiului Turda oameni politici capabili de a conduce destinele administrative acestui municipiu, iar resurse suficient de multe are inclusiv Partidul Național Liberal. Deci, după o perioadă atât de lungă, este nevoia de schimbare, cred acest lucru, și în același timp trebuie să te retragi la momentul când ai înlocuitori mai bun sau cel puțin la nivelul competenții pe care le-ai avut. Noi avem această soluție, așa că vom merge pentru a câștiga acele obiective. Domnule primar, aveți o experiență de 20 de ani, cum a spus, administrativă. Ne puteți spune dacă vizați un alt post în administrația publică locală? Pentru că... Nu. Nu vreau să fiu director de salină, nu vreau să fiu director la compania de apă. Nu, vă refer la un post, nu știu, prefect al județului, președinte al Consiliului Județean, secretar de stat. Deci aici deja nu mai trebuie de vizit. Nu, dar v-ați dorit. Adică aveți experiență. Nu pot să vizez ei. Eu voi rămâne la dispoziția organizației județene și în funcție de ce va stabili organizația județeană la momentul respectiv, voi vedea dacă accept sau nu anumită variantă. Deci nu s-a discutat. Am văzut că au fost unele informații, dar fără să se consulte cu mine nimeni, că aș candida la președinția Consiliului Județean. Nu mă interesează. Deci președinția Consiliului Județean nu mă interesează nici acum, nici în 2016. O să clarificăm și acest lucru. Ați putea ajuta Turda. Cum? Ați putea ajuta Turda. Turda n-a avut niciodată un reprezentant marcant. Nu, aici este problema, domnul Udrea. Problema noastră este felul următor. Consilierii județeni trebuie să se implice mai cu forță în a susține Turda. Și să înțeleagă odată pentru totdeauna și cei de la Consiliul Județean. Turda este o localitate foarte importantă pentru județ.
Și este obligatoriu să se gândească nu numai la Cluj, ci și la tot la ceilalți de la Consiliul Județean. De aceea, sigur că ne dorim să avem cât mai mulți reprezentanți și noi în Consiliul Județean. Însă este o dezbinare la nivelul reprezentanților Consiliului Județean, în loc să fie o echipă a tuturor celor care reprezintă până la nivelul Consiliului Județean, fiecare gândește numai politic și pe interese politice. Tuda este reprezentată de o singură persoană de la noi din PNL, de asemenea este reprezentată de domnul Sechei, de la UDMR, nu? Și cei care s-au retras, Andreea Morar și domnul Matei. Normal și firesc ar fi, indiferent de formula politică sau formațiunea politică în care ești, înainte de consiliile județene, să se întâlnească acești consilieri județeni, să discute problemele cu care se confruntă tot la și nevoile municipiului și să meargă cu o propunere comună în acest sens. Dacă se ajunge la asemenea măsuri, e de discuție. Da. Dacă mai sunt întrebări. Candidat. Să zic, vă rog. Candidat pentru primărie. Dacă putem să înțelegem că ești mai tânăr și cel puțin are aceeași experiență. Și mai tânăr și mai bun decât mine. Bun, deci ideea este că o să avem mai multe opțiuni. Sondajul va spune la începutul anului viitor cine va fi candidatul. Este foarte bine să se angajeze cât mai mulți. Și sper să găsim soluția acceptată și de populație. Dar vom avea mai multe opțiuni la nivelul organizației. Deci sondajul programat pentru anul viitor, să înțeleg. Sondajul probabil de ianuarie-februarie. Până atunci ei trebuie să se valideze. Acum suntem la început, aceste opțiuni o să fie discutate, vom ști de opțiunile respective, două, trei luni de zile, toate opțiunile și vi le spun. Sau, mă rog, opțiunile de moment. Da, te rog. Spuneați că ați identificat câțiva sau unul care este la nivelul dumneavoastră sau mai bun. Puteți să ne dați exemple? Da, trei. Atât. Dar nu am vorbim astăzi, nu mă întrebați, nu din altfel, pentru că nu are rost. De ce? Că nu s-a discutat. Eu aștept să... Eu știu două, trei variante care pot să fie. O să vi le prezentăm maxim o lună, jumate, două, vi le prezentăm. Nimic nu rămâne secret. Și noi avem intenția ca acele persoane care ne reprezintă să fie preluate în imaginea publică și discutate, să vedem care este persoana cea mai potrivită. Nu ca să vină cineva să destructureze, ci ca să mergem noi să-l ajutăm să câștige. Și dacă din sondaje ieșiți tot dumneavoastră pe primul loc sau dacă... Am încheiat discuția, deci de momentul domnul va mai candida în 2016. Eu să-l ajut pe acel candidat să câștige alegeri. Domnul, nici dacă vă cere partidul de sus? Partidul nu poate să înceară mai mult decât ceea ce vreau eu pentru mine. Deci eu cred că astăzi, după 20 de ani de activitate administrativă, e nevoie să se întâmple acest eveniment. Putea fi și acum 4 ani, putea să fie și acum 8 ani, dar 2016 este locul altui primar la municipiul Tudor. Vreau să vă zic, cu tot respectul, nu păreți genul de persoană care se întreagă să crească pe după 20 de ani de... Adică tu simțiți nevoia să faceți ceva. Nu se cunoște! Poate că unii și-ar dori, dar nu va fi o asemenea variantă. Deci voi fi un membru activ, stați liniștiți, că nu vă retrag din activitatea politică. Însă va trebui să găsim alte variante. Sau cetățenii vor fi cei. Ca să-l completez pe voi, o să dezamăgiți pe doamna Roxana Popescu. Care când v-a felicitat acum anul trecut, de fapt, a zis că speră că și peste 10 ani să vă numeze un buchet de flori noastră în aceeași fel. Eu o să primesc și peste 10 ani buchetul acela de flori, că voi simți tot tânăr și apreciat dacă peste 10 ani nu vine buchetul de flori, dar nu din postura de primar. Deci, acest lucru s-a stabilit de către mine, nici n-au știut colegii de acest aspect, tocmai pentru a deschide posibilitatea concurenței în interiorul partidului pentru candidatura la primărie. Da, alte întrebări? Dacă mai sunt. Dacă nu, vă mulțumesc frumos, vă doresc o seară bună.